UEFA Euro 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Booking.com en Volkswagen. Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat marți într-un comunicat de presă că meciurile organizate pe teritoriul României în cadrul turneului final al campionatului european de fotbal Euro 2020 se va desfășura cu 13.000 de spectatori în tribune, reprezentând 25% din capacitatea arenei naționale. Angajamentele asumate de România au presupus investiții cu impact pe termen lung care au sprijinit puternic economia într-o perioadă dificilă. Dincolo de impactul economic, impactul asupra fenomenului sportiv prin stimularea interesului public față de practicarea sportului și creșterea bazei de selecție pentru sportul de performanță au reprezentat argumente puternice în favoarea acestei decizii, alături de experiența acumulată cu prilejul organizării Euro 2020, care va permite organizarea pe viitor a altor evenimente importante, ceea ce va genera beneficii considerabile de imagine pe termen lung. Structura locală de organizare a Euro 2020 la București și Federația Română de Fotbal au pregătit un plan de acces al spectatorilor într-o proporție de 25% din capacitatea arenei naționale, locul unde vor fi găzduite cele 4 meciuri atribuite. Pilonii pe care s-a construit acest scenariu sunt: fiecare spectator va fi testat sau verificat în ziua meciului. UEFA nu impune testarea individuală, dar a dat ca exemplu planul suplimentar de la București pe care îl susține și la care contribuie financiar. Suporterii străini care și-au păstrat bilete sunt core fans, astfel încât îi interesează doar meciurile, nu și turismul. Există deci o probabilitate extrem de redusă ca aceștia să stea mai mult de 48 de ore pe teritoriul României. Nu se creează precedent pentru alte evenimente, Euro având regim special. Este declarat eveniment de interes public și de importanță națională prin hotărârea de guvern numărul 1093 din 2013. În această formă și cu aceste argumente, planul de acces al publicului în proporție de 25% este deja avizat de UEFA, Institutul Național de Sănătate Publică, și a întrunit consensul Comitetului Interministerial Euro 2020 la ședința din 3 martie 2021.